La Liceul Tehnologic Transilvania din Deva, evenimentele dedicate încheierii anului școlar s-au întins pe mai multe zile și s-au desfășurat în locații diferite. Printre cele mai emoționante momente au fost cele prin care au trecut cadrele didactice și elevii la terminarea clasei a patra, dascălii marcând cu emoție importanța momentului, mai ales că anul școlar recent încheiat a fost afectat de predarea online. Chiar și atunci când unii i-au numit generația COVID sau generația online, noi tot copiii noștri i-am numit, copii ce aveau nevoie de stabilitate, siguranță și concret. Nu ne-a fost ușor, dar am răzbit, tocmai pentru că am avut încredere unii în alții și am știut că familiile pot să munte munții, în cazul nostru telefoane, tablete, știți, din sufragerie în bucătărie, pe unde mai găseam câte un pic de semnal. Zilele trecute mă gândeam și știu că sunt în asentimentul Dinei la faptul că am putea să girăm pentru acești copii minunați cu propriul cuvânt, atât în fața profesorilor pe care îi vor avea anul viitor, cât și oricărei persoane ce ne-ar cere o părere pertinentă despre ei. Am certitudinea și avem certitudinea că nu vom regreta cuvintele de laudă aduse la adresa lor. Dragii noștri, așa cum v-am spus în repetate rânduri, suntem mândre de voi, de bunătatea voastră și de toate calitățile pe care fiecare ni le-a demonstrat în toți acești 5 ani. Construiți-vă visele și nu renunțați la ele, indiferent cât de greu va fi. Pe noi, doamnele, ne veți găsi de fiecare dată când veți simți nevoia unui sfat sau a unei îmbrățișeri. Și noi vom simți nevoia de ele. Le mulțumim și părinților pentru toți anii de colaborări frumoase, sincere și pline de respect la adresa noastră. Absolvenții și-au luat rămas bun de la ciclul primar printr-un veritabil show, la loc de cinste fiind dansul. Bineînțeles că au fost premiați și elevii cu cele mai bune rezultate la învățătură din toate clasele, iar conform tradiției, elevii de premiul întâi au primit și câte o coroniță de flori. Premiul întâi, comedia 988, Căsălean Ana Maria. Premiul 2, comedia 980, Mițu Daru Sabin. Premiul 3, comedia 977, Procopia Alicia Maria. Conducerea școlii a transmis un mesaj și către părinți, prin care a subliniat importanța educației și beneficiile pe care le oferă aceasta tuturor. Dragi părinți, vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, că vom șlefui cu grijă comora voastră cea mai de preț. Ni l-ați încredințat și ați avut încredere că îi vom educa. Cred că am reușit acest lucru. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de școală și de copiii noastre în toată această perioadă și vreau să vă asigur că niciun efort pe care l-ați făcut sau îl veți face în continuare pentru educația copilului nu va fi în zadar. El se va întoarce în zecit cu beneficii pentru toți și pentru școală și pentru părinți. Ca și în cazul absolvenților de la Step by Step, ceilalți elevi de la Transilvania au intrat în vacanță în ritm de dans, transmițând și mesajul că pot deveni mai buni.
Liceul Tehnologic Transilvania din Deva este o școală obișnuită, fără pretenții de elită, însă una în care rezultatele au crescut spectaculos în ultimii ani. Unitatea de învățământ are în structură fostul liceu Auto și fosta școală generală numărul 3.